Mulțumesc, Cristina. Vicepremierul Dan Barna vede acum corupția, drept, citez, o chestiune marginală, nu o problemă. El a făcut această declarație în cadrul unei conferințe pe tema investițiilor pentru relansarea economiei. Asta după ce, an la rând, a susținut modificarea Constituției pentru interzicerea în funcții publice a celor condamnați penal și a susținut și în Parlament, dar și în stradă deviza, corupția ucide. România în următorul an și în următorii ani nu o să aibă o problemă de finanțare. Și pentru că Uniunea Europeană și pentru că PNRR. Provocarea reală pe care noi avem este să creăm proiecte care să atragă acești bani. Miza și provocarea, repet, este capacitatea noastră pe fiecare bucată de sector să generăm proiecte suficient de consistente și de închegate ca acești bani să poată fi cheltuiți. Că nu vorbesc de corupție, de porcării, alea au rolul lor, sunt marginale în realitate. Nu e o problemă. Problema este să poți să absorbi acești bani.